Costi non entra. Zeni, bek! Gracias.
Ne-am văzut de o săptămână, nu? Multă lume și-a schimbat fizionomia între timp. Stabil. Echilibrat. Stai la echilibru. Spatele lui, dar nu departe de el, da? Deci nu așa, da? Da? Pentru că asta îi permite să-și revină în poziție de atac și să mă atace din nou. Da? Da, aici! Lângă el, da? Lângă el!
Păi. Lângă el. Nu retras în spatele lui. Hai. Nu poți să dai cum ia de spatele lui, da? Cum nu-i bun. Hai. Da? La parte de da? Nu pot face mișcare, dar mă lovi cu pumnul, da? Acum, că mă lovește în spate, da? Iar nu pot să fac prea târziu, da? Că mă lovește, da? Deci, între noi trebuie să fie o unitate de mișcare, da? Să ne armonizăm. Dar de-aia este ne Aikido. Ai armonie, da? Da? Deci... Da? Trebuie să mă armonizez, că indiferent ce se întâmplă, cum lovește el, da? Trebuie să mă armonizez, da? Da? Ua! Trebuie să mă armonizez cu spatele lui. Nu să fiu un contratim cu el, dar nu trebuie să-l blochez. Da? Trebuie să las să descarce în afara mea. Da? Da? De efortul lui trebuie să zboare, da? Nu că-i face nu știu ce, da? Putem să mă armonizez ca energia lui să o poată ieși în afara mea, da? Targez la sfera mea de apărare și eu să pot după aia îndrepta împotriva lui, da? Ca aici, da? Deci, da? Deci, încă o dată, trucii tăi să lași pe un pas, hai. Tot timpul este în afară, da? Da? Tot timpul este în afară, da? Hai! Da? Deci această mișcare, acest mod de a scoate lucrurile în afară, este foarte util la atacurile de sarcină, da? În care, cred că lucrurile are nevoie de o mică distanță potrivită pentru atac, da? Da? Urmează al doilea lucru, da? 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 Deci nu mă poate lovi aici, nimic dacă mă depărtesc, acum da. Da? Hai. Stabil, frate, vedeți. Deci, de acolo câte 4, mai ok, Nicoasă, hai! Lasă-mă, Sincronizați-vă! Cele trei elemente care sunt mai gingașe, da? Căderea trebuie să fie, amortizez cu mâna, da, această cădere, da? Capul să fie la interior, ca la interiorul acestei sfere, să mă pot ridica în întreaga mea capacitate de luptă, da? Da? Deci, da? Gata să explodez, da? Deci e foarte important, da? E foarte important. Trebuie să aterizez, da? Ca și m-aș fi fit acolo, da? Bun. Ușirea o trebuie, da? Ia și un lucru. Căderea pe spate, da?
Hai, se pas. Centurile, hai, repede, repede. Hai, repede, repede. Mai ușchini cu bătaie, da? Trebuie să descarcă întreaga greutatea corpului, da? Cu lovitură în saltea, da? Mă zic în picioare, da? Imediat. Hai. Se cade elastic, da? Așa, chiar. Ar fi minunat dacă ar putea să cadă așa. Dar nu poate, da? Atunci el va trebui să adapteze contactul cu solul, da? Printr-o metodă mai puțin elastică, dar totuși care să-i salveze, da? Ceea ce are important, nu? Spatele, capul, da? Sigur, sacrificându-și în ghilimele mâna, da? Ea va fi cea care va lua contact cu solul. De sus, da? Da? Dacă nu s-ar fi, n-ar fi descărcat întreaga greutate în lovitura aia cu o fracțiune de secundă înainte, corpul i s-ar fi zidit de saltea, nu mâna, da? Ultima cădere care facem în seara aceasta este o cădere pe spate, dar fără să mă uit, da? Deci. Da? Hai. Ia cu haimii, toată lumea, da? Da? Hai! Perechi, perechi, repede, repede, că n-aveți nici de pierdut. Hai!
din atacul catatetorii aihami înseamnă prinderea mâinii mele drepte cu mâna lui dreaptă. Aihami înseamnă în armonie, da? 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 Deci preiau mișcarea partenerului, da? L-am dezechilibrat, am intrat în dar... Da? Da? Sau chiar dacă nu o preiau, da? Intru, da? Da? Deci el nu are de ce să se lege, da? Deci... O formă... Da? Deci eu nu mă opun niciodată, nu fac, nu încep să fac treaba asta, da? Acest atac este cuplat cu un alt atac, altcuiva. Da? Dacă este un atac de poliție, da? L-am prins de pe mână pentru că vine unul ca să dea un pumn, da? Sau să-l apuce de gât, da? Sau dacă nu este un atac de poziție, de stabil, da? Este un atac în care... Da? Intenționez, da? Să-l blochez cumva, da? Aceasta este prima pasă, da? Asta e prima pasă, da? Deci atacul nu este un atac, zicem, politicos. Deci de o strângere de mână politicoasă, nimeni n-ar trebui să se apere. Foarte bine, deci faci toată ziua de domnile, nu? Deci este vorba de un atac, da? Trebuie să ai un caracter violent. Violent în bine mele, nu se trebuie foarte puternic sau foarte rapid. Și cu intenții agresive, da? Păi, deci dacă atacul este prin împingere, da? Da? Îl las și se scurge, da? L-am dezechilibrat. Auzi că această poziție e care îl blochezi, l-ai blocat, uite. Da! Uite, da? Da? Mișcarea de desfășit este că eu înaintez, în timp ce mâna mea îl duce în jos, da? Deci el va gădea că rezultantul acestui cuplu de forțe, dar este diagonală, da? Uite, uite. Dacă mă trage, da? Mă las tras, să mă ajuns din nou aici, da? Deci, dacă nici nu mă trage, nici nu mă împinge, da? Da? Îmi fac loc, da? Că trebuie să deschide această poartă care este mâna lui, da? Trebuie să iei prin această poartă ca să-l întorc, da? Și acum îl pot controla, da? Construi nimic. În Aikido, Tai Savaki este un element formidabil de important. Pentru că el îmi permite, da, să scot atacul în afara mea. În afara mea, da? Și apoi să-l ajut, da? Să cadă, să-l fixez, da? Deci, eu niciodată nu mă voi opune, da? Tuti, da? Da? Nu o să vezi chestia asta în Aikido niciodată, da? Pentru că s-ar putea să vă cine putere să fac chestia asta. Dacă e unul zdravă, nu tot degeaba îl plătește pe mâna. Da? Dacă e zdravă, dar are de să se ducă acolo, da? 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 El tot ce a făcut, a făcut pentru că a fost dezechilibrat, că toată energia lui a ieșit în gol, da? În vid. Această scăpare în gol l-a tras. Lovitura lui, el trage totdeauna după ea. Da? Și eu. Tehnica în Aikido este să fac ca totdeauna loviturile lui să iasă în afară și să-l tragă după el. Sigur, este greu. Este greu. Da? Este greu, dar luat învățat acest principiu, da? Nu mai contează cine te atacă, cât de mare, cât de puternic, cât de fioros, cât de violente, da? Nu mai contează. Deci, poate fi și o locomotivă să mă luăm, da? Stai să apache și o las să treacă pe lângă mine, da? Bine, locomotiva mai are și altul, nu merge.
Deci, revenim la această treabă, da? La această fine, da? 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 Uitați-vă! Deci, atacul lui, da? Așa? L-am obligat să atacă cu un pas. În acest moment în care el a fost dezechilibrat, da? Asta a fost problema lui principalul. Cum să-și revine? Rămâi cu timp de bine. În acest moment, eu am folosit câteva să-ți folosesc, da? Când s-a dezechilibrat, am intrat, da? Uite, da? Când și-a revenit echilibrat, era deja în capcană, da? Era blocat. Da? Sau când mă trase, da? Da, uite, a dezechilibrat. Când și-a revenit, era târziu. Este foarte important acest lucru. Tot timpul este vorba de tai sabachi. Tai sabachi. Da? Intră, trage. Tai sabachi, da? Da! Cu cât trage mai tare, cât îl doare mai tare. Nu-și fac nimic decât că, da? Îi liniștesc, care ajându-i propria lui forță, forță pe linie pe care trebuie să meargă. Sigur, ca să-mi potolesc, la urmă, nu se potolește, da? 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 Dacă mă trage, da? Da? Mă împinge, da? Da? Mă ia de două mâini, da? Hai important. Da? Ca un două mâini de o mână, da? Da? Sigur, pare foarte ușor. Dar acest foarte ușor este pentru că sunt sute și mii de ore de muncă, da? Corpul meu a învățat automat cum să se duce, da? Să se opune cât mai puțin și să obțin un efect cât mai mare, da? 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 Adică mă ajuns într-o poziție favorabilă mie. Da? Da? Păi, fără niciun fel de efort, pentru că mă mișc unde trebuie, da? Și o jumătate. Mă mișc unde trebuie, și o minuție. Deci, și vă naghi în continuare. Hai! Întâi atac eu, da? Și tu faci procedeu, apoi tu atac și faci procedeu. Deci trebuie să ne ajutăm unul pe altul, mai mult la început și mai puțin pe măsură ce învățăm. Deci, pentru că am făcut aici oarecare tentă de răutate, da? L-am ajut, îl și izbesc jos. Nu trebuie să-l izbesc, pentru că nu asta este important, da? Să iau că, uite, sunt puternic. Bine, altul știu, e mai putere de amândoi și ne-a terminat. Nu asta e important. Important, da? Să pot să fac un mânt cu CV-ul, da? Să nu-i fac niciun rău partenerului care, la rândul lui, se poate să învețe procedeul datorită mie. După ce îl fac acest procedeu de mii de ori, da? Sigur că pot ridica nivelul. El se opune, atacă mai repede, mai cu forță, da? Dar la început trebuie să mai ajutat. Nu e un concurs aici. Nu aveți de ce concura, mai nu sunt concurs. Fiecare ritmul lui și învață în pasul lui. Nu, altfel nu se poate. Nu sunt cursuri intensive de aici. Deci vreau foarte mult, ajutați-vă, colaborați și ajutați-vă unii pe alții. Nu are de ce să vă întrebi, da? Hai, sus! Mai ales băieții care sunt mai vânori și așa mai. Poți să o dar de Nu, nu, ca să ajung. Deci, o legătură mare între noi, da? Dacă legătura e mare, dar de la fac eu așa, că el nu știe, da? 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 O legătură fermă, da? Uite, da? Da? Dacă centura între noi este așa, da? Eu pot să trag acum cât vreau, da? Dacă nu am cum să dezechilibrez, da? Dracul! Da? Așa e și aici, da? Legătura de noi trebuie să fie fermă, da? Dacă nu este fermă, trebuie să fac eu ea fermă, da? Întinzându-i dreapta, astfel încât el să pot să-mi compresc tot timpul ce face, da? Să pot să-i transmit intențiile mele, da?
de-aia se mișca, da? Prin cap, da? Ca prin braț, ca prin loc, depinde de procedeu. Fără asta nu se poate, da? Nu se poate o legătură ca o scoală care atâta, n-ar ce este comunicat prin ea, trebuie să fie închinsă, da? Orice mișcare a mea sau a lui, da? Să o simtă celălalt. Da? Ia! Da? Ați văzut ce e tânărea aia, da? Pentru că legătura între noi era fermă, a fost fermă, da? Da? Și a cădea ușor pe spate, da? Și facem treaba asta de nenumerate ori, da? 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 Deci există o simulare de lovitură, nu ca să iei așa să lovesc, da? Și pentru că e o pizza puternică aici și ca să-l mișc, ca să fac să întoarcă capul, ca să... Dar cine nu v-a mai dat așa cu o singură mână, da? Deci, mișcarea este cu două mâini, da? Totdeauna, da? Cu două mâini. Nu folosi o singură mână dacă ea, ea a doua e ferită, da? Pentru că nu știi pe cine ai în față. Nu știi, da? Deci nu poți face așa, în ideea că eu sunt foarte puternic și că ea... Eu știu dacă o fi așa. Trebuie să folosesc toată întreaga capacitate, pentru că... Repet. 2000, da? Și tot timpul lucrez în mișcarea ta de arătare aici ca să-i ca cum aș lovi, da? Cu sabia, da? Mișcarea mea trebuie să fie, da? 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 Pentru mișcarea aici, da? Nu este o mișcare așa, nu este o mișcare așa, da? Pentru mișcarea este ca cum aș lovi cu sabia, da? Asta e mai ușor, pentru că de aici el se întoarce acum și iese, da? 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 Pentru că dacă nu, este COVID, da? Aici trebuie să zic, acum atunci și-a revit și își dă seama că e în capcană, poate să se opună, pentru că da. Nu mai poate, da? Da? Este într-o poziție care nu-i permite acest lucru. Ușurile aturnante, cu mai multe, da? O împingi pe un alt mic, da? Eu însă nu am dat niciodată această soluție. Dar pentru că e tocat de această energie, îl împing aici, nu? Da? Deci, orice des, da? Da? Și în momentul acesta, eu conduc dansul, da? Sunt în spatele lui, da? Deci, o poziție dezechilibrată, e suficient că... Până zic să-l dau jos. Pentru că se înarmate, da? Este un nivel în care este tehnic de mână împotriva de scop distrugerea adversarului. Când ai fi-o, adversarul boxa. Care puternic de tare să bagi pe un pas, să-l aduc în față, da?
ușoară, elastică, trebuie să revină în picioare, da? Deci. Ce? Poate să nu pune mâine. O poli. Descărcarea greutății corpului e saltea, da? Hai, cine poate, cine nu? Ușor, ușor! Fac eu două balanțe.
deci rioteturi, da? Procedeul pe care l-am învățat data trecută și Honage, da? Din catate Tori Ai Hami, o să facem acum din toate prinderile, una după alta, ca să vedeți despre ce este vorba, și după aia vom relua cu atacul catate Tori Ai Hami. Deci, și Honage, catate Tori Ai Hami. Honage catate riotetori. Direct. Și Honage riotetori. Forța lui, da? Da? Mișcarea trebuie să fie continuă, da? Nu pot face așa, da? Și apoi așa. Nu e bine. Da? Mișcarea este continuă. Da? Riote. Continuă. Riote. Da? L-am luat. Blocați cu amândouă două mâini, blocați cu o singură mână. Da? Îl trec pe spatele meu. Sau?
să fac asta, da? Da, te-ai făcut nu, 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 direct. Nu mai trezim. Nu rămâne în coasta lui. Nu rămâne în coasta lui. Sac? Da? Hai fiind cu ce înainte. E să... Vine, te întors. Fără... Fără... Fără suchi, nu se poate. Da? Nu ție, da? Una, da? Uno! Da? Am ajuns aici, da? Da? Și am simplă, da? Piciorul s-a fi dus. Da? Piciorul drept înainte. Nu! Piciorul drept înainte. Dreptul. Târziu. Una, da? Uite la picioare. Da, da. Intră, dreptul. Ai văzut? Că te-ai și întors în momentul ăla. N-ai spus, n-ai spus, n-ai spus, n-ai spus. Hai să va fi. Intrați.
Să văd că este scoaterea mișcării în afară. Da? Deci nu este așa. Da? Da? Este, uite, da? Da? Acum. Dacă am trecut de el, e ușor, da? Dacă n-am trecut de el, se poate să nu trec de el, scuțul de asta. Trec de el, da? 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 N-am decât să cobor. Nu se mai poate opune. Una. Pentru că vârstul pastorului este cel care face mișcarea, da? Deci uite-o, da? Către el! Nu te ferește, intră! Da? Deci, el trebuie să vadă din mișcarea pastorului un pericol ca să îi facă treaba asta. Ca să-mi trimite mie să intre, da? Da? Deci către el! Da? Este ceea ce făceam aici, da? Hai! Hai! Nu e oricât! Nu, nu vreau! Amândoi! Nu vreau să zic amândoi! Nu, nu, nu! Deci am ajuns aici, da? Curim, da? Da? Da, dacă fac treaba asta e greșit, da? Sune-ți mea! Imediat, da? Deci sunt în aceeași situație ca și el, în momentul ăsta. Deci eliberez bastonul, da? Deci, ne ascultăm amândoi, da? Eliberez bastonul și vine Nirminaghe, da? Nirminaghe, mea. L-am dezechilibrat, da? Deci este foarte importantă această mișcare, da? Deci începi, da? Intrat, da? Sus!
Ia-mi. Deci uitați-vă puțin, capul are un rol foarte important la Shikonage din atacul munetorii. Da? Deci, da? Capul face mișcarea de rotație ca un șurub. Ia! Capul face. De asta, capul se duce lângă mână aici, da? Uite. Ia! Da? Deci aici, da? 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 Am nevoie ca partenerul meu să-și împingă mâna în kimono, pentru că îi se blochează mâna, da? Deci eu nu o să fac așa, da? Nu o să fac așa să nu se prindă. Eu vreau să mă prindă. Da? Vreau să mă fiind. Da? E foarte important să-și împingă mâna în kimono meu, în haina mea. Da? Nu fac ca la alte pătrile în care eu evit chestia asta, da? Deci fac așa. Nu. Eu vreau ca ea să-și prindă mâna în kimono. Da? Da? Mâna e blocată, da? Deci pozitiv prin fața lui. Mâna e blocată. Negativ, când o fac. Nu! Da? Simplu. Hai. Așa, acum pui mâna. Corect. Hai. Hai să abarchi. Să nu filmați. Bă, deci am văzut 1000 de variante, că aș rămas uimită. Îmi pare rău că am un carnetel, că nu am. Mai înveți de ce